Dragii și dragele mele, vreau să răspund în acest video unora dintre voi care au avut o reținere legată de locul plecării în croazieră. Mi-au spus, când le-am prezentat ocazia Incruzis, bine, mergem în croazieră, dar până la vas cum ajungem? Răspunsul e simplu și conține multe explicații utile. Dacă mergi bună oară în Bulgaria, la nisipurile de aur, sau în Grecia, la Atena, oriunde, ai nevoie de un mijloc de transport, nu? Așa e și aici. Nu există teleportare ca în Star Trek. Fie că mergi la un hotel, în altă țară timp de, să zicem, 7 zile, fie că mergi cu hotelul plutitor timp de 7 zile, tot trebuie să te deplasezi cu ceva. Cu mașina personală, cu autocarul, cu avionul. Dar de plătit, tot plătești până la destinația de vacanță. În al doilea rând, grupul Incruzis este de acum format din persoane care călătoresc curent în croaziere. La data aceasta sunt persoane care au fost deja în 5-6 croaziere. Acest grup împărtășește experiența, secretele, companiile aeriene cele mai bune și mai convenabile ca preț. Nu-i nevoie să fii pionier în croaziere. Îți va fi descoperit tot. Proceduri, prețuri, locații, tot. Acestea fiind spuse, un loc grozav de plecat în croazieră este Marsilia. Anul trecut am prins un preț excelent de avion și odată ajuns am urcat într-un autobuz care ne-a dus în nici 20 de minute la gara centrală Saint-Charles. De acolo am coborât pe jos câteva minute pe bulevardul Charles-Leclerc până la Arcul de Triumf. Iar de la intersecție am luat-o în jos pe bulevard de Dam. Boulevard de Dam, mă rog. Traversând apoi pe o trecere de pietoni pe care era confortabil parcată o mașină. Și am ajuns la hotel Adagio, la care vom reveni când ne vom reîntoarce în Marsilia. Hotelul este înfipt în centru, la o distanță perfectă de port, de centru cu multele lui magazine și ispite culinare, dar și de circa 10 minute de mers până la o stație de autobuz, de unde poți merge gratuit, grație primăriei Marsiliei, către terminalul de croaziere, unde urmezi frumos linia albastră și ajungi la vasul cu care vei pluti către destinația aleasă. Dacă vrei să vezi filmul întreg al primei mele croaziere, cu mai multe imagini și explicații despre Marsilia, orașul de plecare în croazieră, ia legătura cu mine și facem cumva să-l vedem împreună. Filmul nu este încărcat pe internet, dar va fi prezentat curând de suficiente ori în Baia Mare, la Biblioteca Județeană Petre Dulfu, împreună cu informații despre clubul nostru de croaziere. Dacă nu mai ai răbdare, ia legătura cu persoana care te-a invitat pe grup și stabilește o întâlnire chiar acum. Iar dacă eu sunt acea persoană, e bine, știi cum să dai de mine.